Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou episod cu Satisfactory pe canalul Senka Games. Bun, deci, după cum vedeți, am făcut ceva progres aici pe live, pe live-ul din weekend. Așa că haideți să vă arăt despre ce este vorba aici. Deci în primul și în primul rând am semi-automatizat șuruburile. Deci avem șuruburi acum să ne punem și în cap, să zic așa. E, nu chiar, dar pe acolo. Iron rodurile și iron plate-urile. Ce am mai făcut noi? Am semi-automatizat și acolo cablurile și cu firele de cupru. Și aici am mai făcut eu o mică fabricuță, să zic așa, pentru electricitate. Pentru că știți că pe live produceam eu ăsta azi, cum zice, biomasa, o făceam eu manual. E, acum am construit aici, am pus niște două constructoare, unul pe lemne, unul pe frunze, am pus containere aici și pun decât frunzele aici. Lemnele le avem aici, avem ceva, am tăiat eu off-camera și în felul acesta avem foarte multă energie electrică în momentul de față. Adică foarte multă, nu foarte multă, dar uite, avem 6 generatoare și hai să vedem câtă energie avem. Deci producem în capacitate, avem 180 de megawatts și noi avem un consum de 80,5 maxim, dar momentan consumăm decât 68 și fluctuează, pe cum vedeți, pentru că astea s-au mai umplut și când pornesc, când se mai opresc și tot așa. Bun. Și am mai făcut ceva aici, off-camera, iarăși, haideți să vă arăt. Am mai făcut și aici ceva. Bineînțeles, am explorat harta. Uitați aici, cuarț și cărbune. Deci am fost în zona asta, știți că am fost pe live și nu am găsit cuarțul. Ei bine, am găsit acum eu off-camera, am găsit intrarea în peșteră, pentru că da, este într-o peșteră cuarțul. Exact cum am bănuit noi. Așa că l-am găsit până la urmă. Și aici ce am făcut a fost să pun două constructoare pe limestone ca să ne producă mai mult, pentru că vom avea nevoie. Ia să vedem cam cât avem aici. Bă, avem ceva. Vom avea nevoie de foarte mult ciment pentru construcții și am folosit un power shot ca să ducă la 90 per minut. Cât ne trebuia nouă pentru astea două constructoare, pentru că aici avem un nod normal. Este nod normal de limestone. Și știți foarte bine că minerul MK1 pe un nod normal ne scoate decât 60 de zi de resursă pe minut. Bun. Momentan aici la fier stăm bine, să zic eu. Ia uite, m-a intrat ăsta aici. Puși de aici, mai urâtule. Ce aș vrea să mai fac e să mă mai ocup puțin de astea. Hai să deblocăm și astea, că vom avea nevoie foarte mult de ele. Și aș vrea să trec neapărat la Tier 3. Hai să dăm aici Select. Pentru că noi acum mare parte cam avem resurse. Ia uite cât de repede am făcut, pentru că am avut resursele necesare să... Putem să deblocăm lucrurile astea. A, da. Lasă-ne în pace. Ne-a dat ceva nou de construit. A, da, și după cum vedeți, nu știu dacă pe live am deblocat ăsta. MK2-ul. La zi. Oh, ne-a dat ăstea. Aha. Deci astea ar trebui să le montăm. Dar hai să vedem unde le pun. Le pun aici. Uite așa frumos. Un container încolo. Să pun mai așa. Oricum o să le mai modific eu pe aici când voi începe să construiesc. Dar momentan las-le așa.
A, dar nu-mi cap pe ăsta aici, a? Fuck. Cum să fac? Hai să mai construiesc în partea asta. Bun. Și-l pun aici, ăsta. Chestia asta este un tocător de resurse, extra resurse pe care noi nu le mai folosim, să zic așa. Și trebuie să dau puțin mai în față totuși. Să nu mă încurce, zic. Băi, e foarte greu la construcție până vom debloca la hoverpack-ul. Foarte greu. Bun, și aici pun bandă MK2 să se miște mai rapid. Și aici, de exemplu, punem, uite, șuruburi. Să zicem că avem extra șuruburi și nu avem ce să facem cu ele. Le băgăm să le toace acest aparat. Ca să ne dea nouă niște cupoane. Hai să mă leg și eu la un stâlp, aș vrea. Vreau să mă leg și eu la un stâlp, am zis. Ăsta e full. Uite aici. Bun. Hai să șterg asta de aici și să mă prelungesc cu... Așa. Și încet, încet construim. Bun. Și asta acum a început să întoarce. După cum vedeți aici, uite, scade, scade. Trebuie să mai facem iarăși din astea, capsule din astea DNA. Și ăsta ne dă mult mai repede cuponul. Ia să vedem cât a crescut consumul acum. Oho! 110,5 MW maxim consum ar avea. Am avea dacă ar merge toate utilajele în plin. Hai să vedem la mam. Ce research-uri pot să mai fac eu aici? Nu cred că pot momentan. Alien. Păi niște din astea am găsit, v-am spus, pentru că uitați-vă cât am explorat harta. Deci am fost și am umblat și am explorat foarte mult și acolo undeva unde arăt eu cu ținta de la această armă, am găsit 3 noduri de cărbune pur. Ceea ce e super pentru noi, pentru că avem și apă în jur acolo și vom construi fabrica asta de zi. Uite și power slug-uri câte am găsit. 5 harduri, dacă și uitasem de harduri. Deci ziceam că acolo voi construi centrala pe cărbune, dar mai întâi trebuie să deblocăm. Bun, hai să facem research-ul la ăsta. Uite și din ăsta câte am găsit. Ah, apropo, acolo unde am găsit cărbunele, am găsit și un nod de semn din ăsta. What the... Strange alien matter analysis completed. Mai facem mai niște research-uri. Aici ce ne trebuie? Sam reanimation recipe unlocked. Sam can now be safely awakened. Păi și ăstea cine știe cu cum le construiesc eu? 10 din alea, ia să vedem. Cum fac eu 10 din astea? Ce întreba? Între din ăsta. M-aș putea să le construiesc, dar lase acum, nu acum. Așa, hai să vedem ce putem să mai facem. Pe aici aș mai putea să mă... Așa, pe sulf, iară. A, dar n-am sulf suficient. Să pot să-mi fac... Uite, hai să fac aici 50 de din astea, că parcă am. Am, da, uite că am. Că am mai găsit resurse. Și după aia să-mi bag... Să-mi bag hardurile, cât noi mai facem ceva pe aici prin jur. Deci ne cere un hard. În fine, lasă așa momentan. Hai să punem astea aici. Restul le păstrăm la noi. Hai să pun hardurile. Astea că nu le-am aici. Hai să luăm așa unul și să punem aici la... scan. Bun, hai să vedem ce mai avem aici de deblocat. Mai avem jump-ul ăsta, jump-ul, și hai să punem, deci 100 de rotoare, tablă, cabluri. Deci ne mai trebuie niște tablă. Hai să mai luăm de aici că avem, uite.
Uite, tabla avem aici. Pardon, mă scuzați. Mulțumesc. Așa, și dăm drumul și la asta ca să puteți să treceți la tier următor. Milestone clarification. Da, bun. Ce ziceam eu că vreau să fac ar fi aici. Să modific puțin asta ca să pot să-mi producă și niște tablă de cupru. Hai să începem aici să le modificăm puțin. Bă, da, am pus din astea, mă, nu. Pentru că aici avem un miner care ne scoate... Bine, l-am pus eu pe 60 ca să nu consume curent foarte mult. Am și trebuie să distrug toate astea. Asta e, n-avem ce face, le distrugem. Cam asta este în jocul ăsta. Distrug și fundația, dar nu-i problema. O punem la loc. Mergem aici tot și încerc să... O fac mai, și mai eficientă. Vedem cum voi reuși. Bun. Bă, aici cred că avem foarte mult cablu. Cum vedeți, am pus eu aici o șmecherie. Am făcut două containere. Ia să ne mână la de sus și avem cabluri. Câte cabluri avem. Aici avem fire. Hai să mă duc să nu pierd astea. Mă duc să le pun aici, să le toc. Să-mi dea și mie cupoane, mă, băiatule. Le punem astea și cu ăsta. De cupru le punem aici să se toace. Am făcut vreun cupon? Avem două chiar. Nice. Și după aia vom pune și ăsta. Uite ăsta. Punem aici lângă mam. Și de aici, haideți să-l arăt. Deci cu aceste cupoane pe care le vom scoate din acel locător, putem să ne cumpărăm... Uite, astea mă interesează foarte mult. Ca să putem să punem benzi atât pe perete cât și pe tavan. Astea sunt pentru lift ca să putem să trecem cu ele prin podea. Aici avem din astea de pus pe stâlpi, gen de ăștia de pus pe pereți. MK1, MK2, MK3. Ce mai avem? Uite, din astea frumos, dacă vrem să punem display-uri din astea, luminițe, light control panel, ăsta e ca să poți să stingi luminile, să le aprinzi, să le colorezi, etc. Și e și un din ăla de pus, oprești curentul. Aici mai multe chestii să customizezi, fundații diferite. Uite, am băgat din ăsta așa. Ăstea nu erau înainte. Drepte, pereți de sticlă, de arhitectură, o grămadă de chestii, dar ne trebuie cupoane și bineînțeles pentru unele vedeți că nu le avem deblocate pentru că ne trebuie tier 3 sau 4 sau etc. Ce ne mai arată nou acolo. Bun, hai să mă apuc în partea elaltă. Construiesc aici ce am zis eu că vreau să fac. Uite, a venit ăla. Mă uitam de ceva, vreau să mă pun să construiesc în sus. Bun, deci ăsta îl dăm la maxim 120. Acum putem să construim cu 120 pentru că avem bandă. Ceea ce e în regulă. Bun, hai să punem... Hai să vedem aici. Ăsta. Cât cupru mi-a? 30. Deci 4 din astea putem să punem. Bun, hai să vedem aici. Vreau să încerc să fac ceva, să vedem dacă reușesc. Fac o chestie interesantă. Să ne intră banda aici acum, MK2, intră tot puțin strâmbă, dar e în regulă.
Așa, și acum hai să montăm ăștia. Fuck. În felul acesta, cred eu că ar trebui să fie alimentați destul de regulă toți. Mama, abia aștept să zbor. Să pot să... Trebuie să mă urc aici sus, că nu... Uhu! Mama, acum s-ar costa prea mult. Aici am ca unul, pentru că n-avem decât 30 nevoie să intre. Bun. Hai să punem cât un stâlp aici la fiecare. Și nu mai avem o fire. N-avem noi fire, mă? Ia uite, mă, ce avem aici. Băieți, cum o să n-avem fire? Da, n-am avut până acum, dar da, acum încolo avem. Ce-am făcut? O să pun la fiecare, știi, să nu fie probleme. Decât aici o să leg și pe ăsta, și pe ăsta. Așa frumos. Tac. Pac. Pac. Cu ăsta ne legăm la... La de acolo, dar e prea departe. Punem unul aici. Și unul acolo. Bun. Bun. Bun, așa. Hai să dau să-mi producă. Acum. Acum e acum. Nu știu cum să fac. Să fac în partea asta. Mai am spațiu? Am ceva spațiu. Mă gândeam să fac în partea asta cumva. Bun. Hai să vedem cam cât. Ce și cum. Avem și rețete alternative, după cum vedeți. Asta e ca să putem să facem din ingot de ăsta, de caterium. Dar n-are rost. Fac din ingot de ăsta. Ăsta deci ne consumă 15. Hai să vedem mai departe. 15. Cablurile ne trebuie 60. Vedem cum ne împărțim. Și asta când între 20. Și noi cât avem aici? Avem 120, am zis, da? 120 per minut. Bun, hai să vedem cum facem, zic. Cred că pun tot așa. M-am făcut și la intrare. Tot așa încerc să fac și la ieșire. Bun, și aici punem MK2. Bun. Și acum, de aici, hai să punem merger. No? Zic. Hai așa mai în față. Tot MK2. Sper să mai am. Dacă nu merge și mai facem, nu-i problemă. Punem primul assembler aici. Ba nu, stai așa. Ba da, e bine și așa, dar facem altfel. Facem așa. Ia să vedem, punem assembler-ul aici, ia să vedem, avem loc. Aia n-avem loc, vezi? Bun, atunci îl dau așa.
Și mut ăsta în funcție de unde am eu nevoie. Nu ăsta, ci ăsta, am zis, și să intre așa. E bine? Bă, da, e bine. Aici punem MK2 ca să prindă viteză. Pe ăsta punem să facă fire, de exemplu. Așa, intrarea 2. Așa. Punem tot așa. Te voi da tot cu fire. Ăsta îmi produce doar fir. Ăsta o să firul care pleacă de aici. Să-mi producă... Ia să vedem, pot să ștergi și pe ăsta? Da, doar că... Hai să mai punem aici niște cablu. Ca să pot să-l iau și pe ăsta care a mai rămas. Bun. Hai să mai punem. 3... 4... Bun, și lui ăsta o să-i dau să facă tablă de cupru. Între 20 scoate 10, dar stai că asta nu e bine aici unde l-am pus. Aici. Bandă MK2, bandă MK1. Aici am pus pe cupru, da? Un pic am înghesuit aici, dar asta este. Deci ăsta îmi produce doar fir, da? 30 pe minut. 15 cu 15, 30. Deci astea două ne produc fire. Dacă dau tot pe fir, produce 30. Și mie pentru cablu, cât îmi trebuie? Ia să vedem. Trebuie 60. Aș putea să-i dau un over, da. Da, pun un din ăla. Pun un din ăla la ăsta. Așa. Și mai construim unul aici pentru tablă. Așa, am trecut. Bun. Deci în felul ăsta avem cupru. Așa, acum tot ce trebuie să fac e în partea asta. Bun, hai să facem altfel. Hai să... nu de aici. Ba da, merge și de acolo. Nu. De un metru. Prea jos așa. Bun, și vom construi sus. Bă, e prea sus, cred, da? Nu, lasă-l așa. Lasă-l așa să avem... avem spațiu. Bun, și aici sus voi face astea. Voi face restul. Bun, deci hai să facem o chestie. Deci astea două de aici. Astea două, da, am zis că astea două de aici. Așa, le voi pune în
Deci 30 cu 30, 60. În regulă. Perfect. Și aici ce mai avem? Avem fire și chestii, da. Bun. Hai să pun container undeva aici. Hai să pun astea ca să pot să-mi eliberez eu în partea asta. Să șterg pe ăsta aici, perfect. E, hai să vedem cum facem aici. Deci aici am zis că o să pun un din ăsta sus, da? Care să-mi facă cabluri. Am nevoie de 60 de fire. Am nevoie de 60 de fire. Am un power slug la mine, n-am un power slug. Hai să mă iau. Facem niște power slug-uri. A, și știi ce? Hai că am fire. Să dau drumul la navetă iar. Dacă tot vin până aici. Între ea fire, parcă nu. A, trebuie să construim ca să putem să dăm drumul. Oh my god. De ce am venit aici? Că nu mai știu. Ah, power slug. Am gata făcut pe aici ceva? Da, uite, am 6 chiar. Oh, nice. Hai să mă să o pun pe aia. Hai să mă ocup să fac asta mai întâi aici, să automatizez, semi-automatizez puțin și... fabricuța asta de cupru. Adică să meargă pe fir, cablu și tablă din aia. Și aici am zis că am nevoie de 60, da? 45 60, bun. Să facă 60 de per minut de cupru. De fire, pardon. Acum tac 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 sau mai încoace. A. Și voi pune lift. Pune lift. O să-l pun așa deocamdată să-mi treacă prin fundație pentru că nu am deblocat chestia aia, ați văzut. Nu, lasă-l așa deocamdată că după aia mai modificăm noi. Bun. Și ăsta fac tot la fel. E mă la același nivel? Așa pare. Bun, și ăsta am pus... dar asta nu mai e nevoie. Asta nu mai e nevoie, mă, sus. Decât ăla e nevoie. Pentru că aici ne produce direct ăsta de cupru. Bun. Hai să pun un din ăsta aici. Am eu hara babur acum la început. Până le poți să le construiești ca lumea, să ai curent, să nu mai depinzi de una de alta, să le calculezi tu de la început cu totul. Da? E mai greu un pic la început. Bun. Asta de aici. Așa. Și ăsta. Mai pun aici două fundații ca să pot să-i pun lui ăsta container aici care va intra tabla de cupru, da? Deci aici avem fire plus o să fac de cabluri și aici avem tabla ranforsată. Asta, tabla de cupru. Hai să fac și aici. Dacă știam că am decât un din ăsta, nu mai mă urcam aici. Dar lasă așa momentan. Lasă așa că e bine. Așa că nu-mi dau seama dacă...
E pe gaură. Bun, și aici producem fire, am zis, care transportă 30, deci MK1 e în regulă. Bun, hai să tăiem de acolo că nu avem nevoie și să punem aici. Ia uite pe unde a pus. Așa mă, tăticu. Bun, și hai să punem ăsta, containerul în care să se stocheze cablurile. Hai să alimentăm și cu electricitate, zic. Ia privind. Mai avem aici de alimentat. Unul aici. Fac urât, dar până mai deblocăm lucruri. Nu vă speriați. Ăsta ne legăm de ăsta. Bun, și acum ar trebui să pornească toate, da? Deci noi avem 120 per minut de ingoturi. Ăsta consumă 15. 30. 60. 80. Bun. 80, stai că ăsta am zis că să-l... Ba, nu l-am mărit ăsta, nu? Da, consumă 30 ăsta. Ăsta e MK2, MK2... MK1? Păi ce-am făcut aici? MK2... MK2, bun. Ca să aduc aici mai multă din asta. Cât avem consum acum, ia, mă interesează. Și avem un consum maxim de 131,5 MW. Bă, e în regulă. E în regulă momentan. Las aici astea. Hai să vedem cine mai trebuie la asta. Am zis că trebuie să construiesc ăla, mă. Space Elevator. Bun, hai să ne apucăm și de Space Elevator atunci. Creăm aici o platformă, pentru că e destul de mare ăla. Hai să mai pun. Bun, și hai să construim Space Elevator, oameni buni. Avem resurse și între? N-avem, mai ne trebuie ciment și din astea. Hai să mă să iau și ciment. Cred că aici undeva deasupra apei acesteia voi face, sau mai încolo, vedem noi. Vreau să fac depozitul central, gen. Vreau să fac un depozit mare în care voi aduce toate resursele acolo. Aici. Cu trenul, cred că cu trenul. Cu drone, avem și drone, din câte știu. Acum nu mai intre rampă, că s-ar foarte mult. Ia. Hai. Hai să vedem. Avem resurse necesare? Păi le avem, dar n-are loc pe platformă. Uite-te aici. A? Hai că avem. Și să se construiască Space Elevator-ul, zic. Am văzut că acum i-a băgat o animație mișto. Să se lanseze Space Elevator-ul. Aud. Vine de acolo, de la baza mamă. Coboară. Deci putem să-i trimitem astea, resursele, în spațiu. Ca apoi să putem să dăm drumul la următoarele taiere. Taier 3 și 4. Aude, ce s-a cuplat, mă. Coboară aia acum.
Gata, tăticu. Bun. Project assembly initialized. Congratulations, Pioneer. The space elevator will now automatically connect with the Project Assembly orbital platform. Project Assembly is divided into phases, each of which require the subsequent... Deci ne trebuie niște smart plating-uri din astea care se fac în assembler. Pa, frumos. Hai că l-am pus eu de la nenorocit. Dar nu contează, nu contează, important este să ne facă treaba aici. Vezi, nu mai contează nimic. Vreau și eu la un stâlp. A, așa. Smart. Și acum băgăm noi din astea manual. Doar că trebuie să mai producem niște tablă ramforsată. Și tabla ramforsată producem din șuruburi și tablă normală. Aia mai facem manual. Va trebui să mă ocup de, și de, de fabrică. Dar mai întâi vreau să mă mai chinui puțin așa și să deblochez curentul electric. Ca să putem să avem curent berechet, să putem să construim cât vreau eu, știi? Pentru că aici pe nodul ăsta pur o să fie super. Și nu mai știu exact la cât deblocăm și ăsta zi. Miner MK2-ul. Și ăla mă interesează foarte mult pentru că MK2-ul pe un nod pur ne va scoate mult mai multe resurse față de un MK1. Bă, cred că suficiente, că văd că un consumă doar unul, nu? 1 și 1. Și avem 100 cu 88 și 9 ne 350. Super! Deci aș putea să-i bag niște power shard-uri. Ne ține curentul? 146,5. Hai că ne ține. Noi avem capacitate de 280. Aha, stai că a crescut acum. Opa, 181. Scoate repede. Scoate-l. Redu și scoate-l. Așa. Ia să vedem. 168,8. Maxim consum, pentru că depășisem, aveam 181,9 kW și noi producem doar 180. Bun, acum ne încadrăm. Ca să producă mai repede. Acum uite cum produce 4 per minut. Chiar a văzut o chestie interesantă, dar aici se va debloca ceva. Vom putea folosi, se numește multiplicator sau ceva de genul. Și vom folosi ceva din astea extraterestre. Uite din astea. Dacă pui unul singur, îți mărește cu 1,5 ori. Dacă pui două, mi se pare că îți mărește cu 3 sau cu 2, nu mai știu exact. Ia mă, s-a făcut ăsta, că am și uitat de el, confirm. Alternate. Tablă ranforsată, 18... cu 50. 18 cu 50. 3 cu 56. Păi și în mod normal cât îmi consumă un din ăsta ea? Aia n-am tablă ranforsată. Hai să mai facem. N-am șuruburi. Păi n-am eu aici. Hai să mai iau și niște tablă, că ne trebuie și tabla. Și niște șuruburi. Mai facem acolo niște tablă ranforsată. Vreau să văd ce rețetă e mai bună, că poate găsim o rețetă alternativă. Ne va ajuta pe viitor când vom construi, bineînțeles, fabricuța de plate-uri și de modular frame-uri din alea. Pentru că da, va trebui să facem și așa ceva. Mai putem să facem 60, dar sunt suficiente. Asta cât să văd eu ceva aici. Deci un rai ăsta ne consumă 30 și cu 60 de șuruburi. Și aici am zis cât. A, păi mai bun ăsta și ne dă 3. Ne dă 3. Aici cât ne dă? Ne dă 5.
18, păi șuruburi. Nu e chiar afacere cu asta, eu cred. Cu iron plate-ul. Ne dă 5 și aici cât? A, nu bă, ne dă una aici. Ne dă una, mă, ia stai așa să facem o probă. Da, un, deci consumă 6 din astea, 12 screw. Ia așa să ne uităm acum. Deci consumă 18 din astea. Nu-mi dau seama. Consumă 18 cu 50. Ei, nu știu unde să mă uit. Să mă uit la astea pe minut. Dar nu-mi scrie, vezi? 3 cu 56. Ia și modularul frame-ul. Cu 12, asta se face cu țevi. Și asta cu ce mi-l face? Cu șurub. Nu? Da, cu șuruburi și multe, nu? Deci asta, o iau pe asta. Și vedem după aia. O iau sau să o las aici? Las-o aici deocamdată. Hai să băgăm un alt hard la... aici, la scanat. Așa, hai să ștergem pe ăsta. Aici mai avem ceva de pus. Hai să mai punem niște cabluri, niște fire. Acum ne mai produce acolo. Mai facem și noi una alta. Hai să luăm cupoanele pe care le avem. Și hai să vedem ce putem să cumpărăm de aici. Primul și în primul rând management. Asta vreau. Stai așa, nu. Hai să-l bag în coș. Ăsta și cu ăsta. Câte avem, mă? 3 cu 3, 6. N-am. Hai să cumpărăm atât. Bye. Și mai întreie încă 3. Deci mai întreie un cupon acolo. Organization. Ăsta momentan... nu mă interesează. O să iau ce nici astea momentan. Deși astea ar fi bune, dar costă foarte mult. Fundații. Astea m-ar interesa mai degrabă. Ca să putem să începem să construim frumușel. Pereții, iarăși, m-ar interesa, dar sunt foarte, foarte scumpi. Arhitectura, iară. Oho. Oho. Ia uite, frate, ce aici. S-aș putea să le iau. Bun, hai să las tichetul aici. Mai am ceva tichete? Nu mai am. Așa, regulăm. Research-ul ceva pot să mai fac și eu pe quartz? Tabla ranforsată ne trebuie. Aici ca să ne mai dea. Putem să facem silica, dar nu știu dacă am atâta. Ah, dar uite, am silica aici. Ia, cât îmi trebuia? Uite, silica îmi trebuia să mai dea și mie inventar 200. Și ăsta ce e? Raw quartz. Ia, hai să-l craftăm, să vedem, poate. Încă 115. Hai că le facem. Hai să facem 200 acolo ca să deblocăm și încă 6 sloturi pe inventar. Astfel să ne ajute pe noi acolo, știi. Deci încerc să trag tare acum. Am pus un pic pe picioare, să zic așa, fabricuța de cupru. Adică ne produce tot ce se poate produce din cupru momentan. Adică tabla de cupru, fire și cabluri. Fii drept, nu e foarte eficientă fabrica, dar o vom face pe viitor. Șuruburi, băr de metal și cu tablă producem. Cimen producem. Ceea ce e în regulă, că putem să... A, dar nu pot să fac panează ăsta. Bun. Lasă-l așa. Ăsta mai are foarte puțin. Eu o să lansez Space Elevator-ul. 32 din 50. Să
hai să mai facem și noi manual, să-l ajutăm acolo. Să fac niște din astea și după aceea să fac... A, dar nu pot să fac, alea să fac doar acolo. A, am înțeles. Am înțeles. Ai. Oricum, nu mai avem foarte multe. Asta e, că de ce mai fac din alea, că nu mai am nevoie. Pune și pe ăsta aici, pune și silica. Momentan, până putem să facem, facem research-ul. Acum suntem pe, pe ăla. Hai să vedem dacă s-a făcut ceva aici. Păi aș pleca să mai explorez puțin. Oricum cablul și alea mai avem și acolo, dacă e. Să vedem, avem ceva aici? Avem. Avem. Aici totul funcționează în regulă. Bine. Pe aici aia să vedem ce s-a strâns. S-a strâns ceva. Pe aici trebuie să avem din asta de cupru. Da. E în regulă. Încet încet să strâng aici. Uite, deja avem 148. Dacă e mai luăm, mai craftăm și noi, nu e o problemă. Să iau și o nucă. Am câte nu sunt aici. Uite un babau acolo. Ia de aici că n-ai servici. Vino la tata, unde fugi? Uite bă, fuge, să neacă. Bă, nu te neca, mă. Alo? Cred că dacă scapă de mine. Tu n-ai auzit de tata Husinca? Și ăla acolo. Cred că e Caterium, da. Mai mult ca sigur. Bă, dar nu știu ce se aude din partea aia, că se tot aude încolo. Aș vrea să urc aici sus, să vedem ce e. Asta e, punem așa. Eu. Bă, dar urât faci. Acum sunt foarte încrezător pentru că am arma. Acolo sus o din aia. Vezi ceva, babau? Uite o muscă de aia. Dar las-o în pace. Aici mă interesa. Hai. Cred că n-avem nimic acolo. Opa, ce avem noi aici? Hai, veniți la tata. Cred că încet încet am început să mă, să mă învăț și cu astea. Să mă bat cu albinuțele astea. Am, veniți aici. Aici sunt. Ah! Asta mi-a dat-o, fuck. Ce e aici? Hai, din ăsta, mă, Gazer, dar cum e ce? Aha. Gazer normal. Ăsta mi se pare că putem să punem o, o chestie pe el, un, un utilaj din ăla. Și ne produce curent electric. Dacă nu mă înșel. Și aici e. Gazer pure. Oh, bun. Ia să vedem și în partea asta ce mai... Deci acolo sus am zis că... v-am spus că am găsit eu cărbune. Și mai avem. Uite acolo doi urâți. Eu mă uit cu ochii după resurse, pentru că... avem nevoie pe viitor. Foarte multe resurse. Acolo e iar o din asta cu gândăcel. Nu sunt nimic și pe asta, zic. Mamă, gloanțe, m-am 246. Hai, veniți la, la băiatul.
Hai, vezi, trebuie să ai răbdare, să iei așa frumos. Uite, am făcut ăla, hai să mergem să lansăm Space Elevator-ul, că am făcut 50 din 50. Asta vreau să reușesc să-l lansez pe zi, pe episodul ăsta. Pare că vom reuși. Oricum, acum cu picioroangele astea nu mai au așa mult damage. Adică îmi reduce damage-ul. Bă, știi ce? Că tot eram pe aici, hai să mai... Mai luăm și niște resurse. Niște lemn. Că tot mă duc spre bază, măcar mai pun acolo ceva. Oricum avem. Știi ce? Nu mai, mă, că e destul și... zi, cât de curând voi debloca... Voi debloca asta pe cărbune. Începem să facem acolo frumos... centrala electrică. Pe cărbune. Și uite cât mai avem din ăsta și aici. Deci... Bă, frunza se cam termină, văd, și-i drept. Dar va rămâne pe lemn. Ne produce pe lemn. Dacă e ceva. Plus că mai avem și acolo. Hai să mergem să lansăm Space Elevator-ul. Stop. Hai să luăm astea. Luăm resursele înapoi. Și hai să lansăm. Să lansăm Space Elevator-ul, zic. 3, 2, 1... Securizează containerul acum. Uite, vezi, se construiește chestia asta, înainte nu era. Vedeți acum cum apare, cum se construiește după ce trimit eu astea. Și send. Acum să ne pregătim de decolare a Space Elevator-ului. Am făcut prima fază, oameni buni. Uite cum se pregătește să lanseze ea. Îi dă un impuls din asta. Iu! Phase 1 of pro- you have reminder. It is statistic continue. Uite, the vedeți? Work for their sake. It... a început să se construiască chestia aia pe care ne-a arătat-o acolo. Cu resursele pe care noi le-am trimis. Super interesant. Eu văd că în continuare ne trebuie plate-uri, așa că smart plate-uri din astea, așa că hai să le lăsăm aici. Le lăsăm aici să producă în continuare, doar că acum ne trebuie vreo 1000 și alte resurse, bineînțeles. Hai să vedem, ne-a deblocat tire-le 34, da. Și în sfârșit, în episodul următor, putem să ne apucăm, după cum vedeți, deblocăm... dacă cam necesită. Deci, în următorul episod, vom debloca energia pe cărbune. Data. Uite și transportul, basic-ul. Putem să craftăm și steel ingot, adică ingot de metal, bări din astea de metal și țevi. Și putem să ne facem și săbiuța. Și la Tire 4 ce avem? Blueprint. Logistic MK3. Dar nu e și minerul. Aba da, miner MK2. Super. Păi în cazul ăsta o să mă bag prima dată și prima dată pe ăsta să deblocăm. Și după aia voi sări la Tire 4 dacă mă lasă. Să deblocăm banda MK3 și miner MK3, bineînțeles. Hypercube, astea iară sunt interesante, am văzut, dar nu știu exact cum se folosesc, vom vedea. Dar asta în următorul episod. Cam atât pentru azi, nu am făcut cine știe ce mare lucru, dar măcar ne-a mai pus acolo o resursă în plus, să zic așa, și am reușit să
completăm faza 1 la Space Elevator și bineînțeles l-am și construit. Uite ce mișto se vede acolo sus, bă. Mă, sunt curios și când voi completa faza 2, ce mai faci acolo? Da, interesant. Bun, dragilor, cam atât pentru episodul de azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați acolo butonașul de like, butonașul de subscribe, să distribuiți acest video, să lăsați un comentariu. Eu am fost Sosinca Games și până data viitoare, v-am salutat! Opa!